Putem călători în Europa și chiar dincolo de granițele sale. Călătorim în țară și uneori chiar în propriul oraș. Ei bine, această călătorie a mea va fi cu totul și cu totul specială, pentru că am de gând să-mi vizitez cartierul. Cartier în care locuiesc de câțiva ani buni și despre care nu știu, recunosc, mare lucru. Ei bine, astăzi caut o poveste de cartier. Povestea cartierului Elisabetin din Timișoara. Pe vremuri, în afara zidurilor cetății Timișoarei, astăzi parte din zona centrală a orașului, cartierul Elisabetin a avut, desigur, precum toate toponimele din Banat și Ardeal, și variante în alte limbi vorbite pe aici. Elisabethstadt, îi spuneau localnicii nemți, Erzsébetváros îl numeau maghiarii. Oricum le-am numit, cartierul ăsta rămâne unul dintre cele mai frumoase ale orașului. Și nu e, serios, nicio doză de subiectivism în afirmația asta. Iar ghidul meu, Ludovic Satmari, îmi împărtășește opinia. Nu pentru că e la rândul ei locatar al zonei, ci pentru că îi cunoaște povestea și are argumente. Ne aflăm în fața unei biserici pe care o cunoaște toată lumea, nu numai lumea care locuiește aici în cartier, și cred că însăși povestea bisericii e una interesantă, are legătură cu dezvoltarea cartierului, nu? Cu comunitatea ortodoxă de aici din cartier. Da, comunitatea ortodoxă românească de aici din cartier. Biserica este una din cele mai vechi clădiri din cartierul Elisabetin sau cartierul Maierele Vechi, cum s-a numit inițial. Cartierul s-a dezvoltat aici începând cu jumătatea secolului XVIII. La 1716, Timișoara este cucerită de către Imperiul Austriac și are loc o mare transformare atunci. Cartierul cetate este demolat și reconstruit integral, iar pe lângă el se mai dezvoltă încă trei alte cartiere exterioare: Fabric, Traianul de astăzi, Iosefin și Elisabetin, cartierul în care ne aflăm acum. Să înțeleg că până la momentul acela locul ăsta nu era locuit sau era așa răzlet, să spunem, locuit? Nu era locuit. Vechea Timișoară, cea de dinaintea perioadei austriece, avea pe lângă cetate, avea două cartiere exterioare, Palanca Mică și Palanca Mare. Cartierul Elisabetin ar fi mai aproape de Palanca Mică și în unele cărți apare greșit că acest cartier a fi fost construit pe locul Palancii Mici, însă nu a fost așa. A fost cam în aceeași direcție față de cetate, însă mai la exterior. Când s-a construit noua cetate austriacă, rigorile militare cereau ca în afara cetății să existe o arie de aproape un kilometru distanță, pe o rază de un kilometru distanță nu era voie să construiești nimic. De ce? Cam atâta era lungimea unei bătăi de tun. Orice construcție în acel perimetru ar fi fost întâi de toate un adăpost pentru inamic. În plus, trebuia să distrugi propriile clădiri ca să ajungi la inamic. Locuia aici, în zona aceasta. Locuiau români, apropo de biserica ortodoxă românească. Locuiau maghiari, locuiau germani. Da, la început cartierul avea două părți oarecum distincte, iar partea aceasta unde este biserica ortodoxă se numea Maierele Vechi Valahe. Partea de vest erau Maierele Vechi Germane. Maierele Vechi Valahe aveau în centru, bineînțeles, biserica ortodoxă română. De ce spun asta? La vremea respectivă, în Imperiul Austro-Ungar, biserica ortodoxă avea un singur lider, anume liderul sârb. În cele mai multe biserici ortodoxe din Timișoara, dar și din zonă, comunitatea română și comunitatea sârbă împărțeau lăcașul de cult. Însă nu aici, deoarece în acest cartier nu exista o comunitate sârbească. De aceea putem spune că biserica din Maierele Vechi Românești este cea mai veche biserică ortodoxă pentru comunitatea română din Timișoara. Biserica apare pe o hartă de la 1777, însă documentele ne spun, și pe plăcuța de la intrare, ne spun de anii 1783-1784. 110 ani mai târziu, are loc o renovare destul de serioasă și știm că s-au strâns bani din tot cartierul și nu numai ortodoxii au donat, ci întreaga comunitate.
Am intrat în poveste, e timpul să pătrundem mai adânc și în cartier. Ludovic a pregătit un plan foarte bine pus la punct, presărat cu locuri prin care am trecut poate de sute de ori, eu și atâți alți localnici, dar nu m-aș fi gândit să le creditez cu titlul de obiective turistice. Turul nostru, pornit așadar din Piața Bisericii, continuă până la colțul Pieței Bălcescu, dar păstrăm cireașa de pe tort pentru final și pornim pe Bulevardul Mihai Viteazu, înțesat de clădiri vechi și povești pe măsură. Teii sunt în floare, călcăm pe străzi umbrite, ce mai, dacă n-ar fi trafic intens pe bulevard, mai că te-ai putea crede prin Elisabetinul de la 1900. Acela în care locuiau tot soiul de oameni de seama ai orașului, care au preferat răcoarea și verdeața cartierului, agitații cotidiene din cetate. Printre ei, chiar Sechei Laszlo, arhitectul care a schimbat fața Timișoarei. La intersecție ne oprim din nou. Și nu pentru a traversa strada, ci pentru că acolo se află următorul punct de pe harta noastră și care ar trebui să existe pe harta oricărui turist care ne calcă pragul, căci este casa celui care a transformat Timișoara în orașul florilor, florarul Wilhelm Müller. Wilhelm Müller se căsătorește cu fiica unui celebru floral nimeț. Și preia afacerea acestuia și o duce pe cele mai înalte culmi, ca să spunem așa. Tradiția este continuată și de către fiul lui, Arpad. Ca să ne imaginăm cât de pasionați erau de flori și de horticultură, vă spun că fiul a mers la începutul secolului 20 în Japonia pentru un an de zile, doar pentru a studia crizantemele, care începeau să fie la modă și în Europa, iar în Japonia era locul cel mai bun pentru a fi studiate și pentru a învăța tot ce se poate învăța. De altfel, acestei familii datorează Timișoara faima de orașul florilor, nu? Da. Pasiunea lor a făcut ca noi să avem astăzi Parcul Rozelor, înființat de către familia Müller. Ei erau și creatori de trandafiri. Unul din primele soiuri și cel mai renumit este Madame Josephine, închinat soției lui, dedicat soției florarului, un trandafir cu petale albe și aurii. Îmi pare rău că nu mai putem vedea în toată splendoarea ei acum casa și mai cu seamă parcul, care mă gândesc că o fi existat pe vremuri aici. Mi-e greu să cred că familia Müller nu a avut o grădină exemplară din acest punct de vedere. Primăvara încă mai răsar florile. Se văd lalele și narcise. După care fantastic, deci au rezistat plantele astea, da. În ciuda vicisitudinilor. Da, cumva așa, parcă se zice că iarba rea nu piere, dar nici lucrurile bune nu pierd, pentru că se le ține minte și rămân. Este și un copac Gingko biloba foarte frumos, care toamna se transformă dintr-o dată în galben și este o pată de culoare aici. Multă vreme cartierul și-a păstrat caracterul de rural. Era un cartier rural în secolul XVIII și și în secolul XIX, până jumătatea secolului XIX. Iar terenul de aici și până la Bega era grădinile, erau grădinile familiei Müller, în care aveau sere multe, și pe aceste terenuri s-a construit mai târziu Universitatea Politehnică, cu tot cu stadionul, dar și Universitatea de Vest. Ce parfum, ce culori, ce vegetație luxuriantă! Ne imaginăm cum o fi arătat locul ăsta în vremea în care familia Müller se ocupa de aceste aspecte ale orașului. Ne mulțumim cu parfumul de tei, îmbătător ce-i drept, și rămânem în zonă pe partea cealaltă a străzii. Povestea Elisabetinului continuă. De câte ori ne oprim, îmi dau seama că aflăm ceva nou și interesant. Așadar, aici. Am vorbit deja despre arhitectul șef al orașului. Asta este clădirea în care locuia și în care avea și asta? Biroul privat de
de arhitectură. Aș aștepta să fie ceva așa mult mai impunător, mai mare, nu? Da, dacă tot era arhitectul șef. Am văzut și alte clădiri de, de arhitecți, clădiri ale arhitecților în care locuiau ei. Se pare că nu le plăcea să iasă în evidență prin acele clădiri, ci prin cele pe care le făceau pentru clienți. Acum, oricum, urmau foarte mult dorința clientului și atunci arhitectura reflecta ceea ce și-a dorit clientul. Dorința clientului și, evident, și potența financiară, cu exact, siguranță, exact. Nu? Depinde cât de mult vrea să o exprime, exact. sau nu. Exact. Lângă clădirea lui, asta este numărul 28. La numărul 30, unde este acum Institutul de Sudură, se afla casa în care a locuit Leopold Wegenstein, cel mai mare constructor de orgi din Timișoara. El și fiii lui au continuat tradiția până puțin după cel de-al doilea război mondial. Din păcate, în anii 70, casa a fost demolată. S-a păstrat doar cheia acelei case care a existat aici pe colț. Ne continuăm periplul pe Mihai Viteazu, suntem acum în apropierea Politehnicii, iar Ludovic propune să ne abatem preț de câteva clipe de la traseu, așa că intrăm în curtea instituției de învățământ, mai precis în zona căminelor din MV, cum le știe toată lumea. Trebuie că are un rost paranteza asta. Universitatea Politehnică din Timișoara, mai precis căminele, nu știu de ce ne-am apropiat de ele, decât pentru simplu fapt îmi dau seama că e o clădire foarte frumoasă, nu? De-a venit aici. Personal, și am observat că nu sunt singurul, îmi plac mai mult căminele decât clădirea principală a Politehnicii. Aproape nici nu-i spune că e un cămin studențesc. Nu asta e imaginea pe care o ai atunci când te gândești la un cămin studențesc. Nicolae Iorga a fost tare invidios și chiar răutăcios la adresa căminelor studențești, spunând că studenții n-au nevoie de așa ceva în anii 30, când am vizitat Timișoara. Timișoara... Era prea multă opulență, nu? Pentru studenții. Nu știu, mie îmi pare doar frumos. E foarte frumos. Timișoara întotdeauna și-a dorit un institut politehnic, iar dorința se îndeplinește după unire. Probabil înainte de asta Budapesta eclipsa prea tare Timișoara, însă după unire regele Ferdinand, prin decret regal, înființează instituția și urmează și construcția clădirilor. Foarte repede, așa cum se construia la acea perioadă, repede și bine, 1922-1923, Politehnica și căminele împreună cu cantina sunt construite în stil neoromânesc cu elemente Art Deco, iar proiectul este făcut de către arhitectul Duiliu Marcu. Părăsim bulevardul în favoarea parcului Carmen Silva din apropiere, nu numai pentru o plimbare pe alei, ci și pentru a vedea statuia lui Laszlo Székely, așezată acolo prin efortul Asociației Femeilor Maghiare din oraș. Declarat cetățean de onoare al orașului post-mortem în 2002, Laszlo Székely a fost primul arhitect șef al orașului, la numai 31 de ani. Și lui îi datorăm felul în care avem Timișoara de astăzi. Pe linia de tramvai, de acum și de odinioară, ne oprim în fața unei case impunătoare și excelent restaurate, așa cum încep să fie tot mai multe prin zonă. Era pe vremuri, îmi spune ghidul meu, casa învățătorului. Astăzi, o modernă clădire de birouri la interior, păstrând farmecul de altădată la exterior. Străzi cunoscute și mai puțin cunoscute, clădiri frumoase sau într-o avansată stare de deteriorare, povești intrate în folclorul local sau auzite pentru prima oară. Asta oferă elisabetinul la fiecare pas. Pașii noștri calcă acum pe strada din spatele Bisericii Sinaia, Kütl de altădată.
Nu ne găsim acum pe un bulevard principal al Timișoarei, suntem chiar undeva în spatele unei biserici din Timișoara, dar e un loc splendid și cred că tu o să-mi spui mai multe. Eu nu știu nimic despre clădirile astea pe care le vedem aici, da. Doar le văd și îmi dau seama cum arătau. Ne aflăm în piața Mocionii, în spatele primei catedrale ortodoxe românești a Timișoarei. Catedrala finalizată în anul 1936, însă odată cu finalizarea catedralei a fost un pic ruptă această piață în două. Avem aici frontul sudic al pieței, este un front extraordinar de valoros, cu clădiri tipice pentru începutul secolului 20, arhitectura 1900, curentul secesion, și avem un front superb, care însă este unul din cele mai deteriorate din Timișoara. Avem clădiri făcute în anii 1910-1911, Palatul Dauerbach, Palatul Hart, Palatul Fischer și două palate Fiatska. Cu linii ondulate, cu impresia de curgere, cu elemente zoomorfe, antropomorfe și vegetale, toate specifice începutului de secol. Ar trebui să dăm mult mai mare atenție și unele din aceste clădiri chiar sunt în pericol de a fi distruse iremediabil, din păcate. Ele poartă numele proprietarilor? Da, numele proprietarilor de la în momentul în care au fost construite. Și îmi dau seama, după felul în care arată, că erau și ele case de raport? Da, erau case de raport, adică erau construite pentru a fi închiriate. De foarte multe ori, însă, proprietarul locuia într-unul din apartamente. De probabil obicei cel mai da, cel mai la etajul frumos, 1, mai mare. De obicei ușor accesibil și, da, făcut așa, ca pentru proprietar. Ne continuăm traseul pe Bulevardul 16 Decembrie, prin Piața Maria, cumva pe granița invizibilă dintre cartierele Elisabetin și Iosefin. Lăsăm în urmă statuia Fecioarei Maria, proiectată de același Sechei Laszlo, și mai lăsăm și agitația specifică unui bulevard central, ca să pătrundem pe o nouă stradă cu poveste, flancată la capete de nelipsite clădiri cu colțul teșit. Apropiem de unul din locurile mele preferate din Timișoara, Piața Plevnei, un loc unde din nou avem un fronton cu un front cu mai multe clădiri. Cred că e una dintre cele mai frumoase străzi din Timișoara, dacă mă uit așa, da, stânga dreapta. Una dintre cele mai, da. Foarte multe clădiri reprezentative pentru începutul anilor 1900. Am văzut pe colț o casă teșită. De altfel, foarte multe colțuri sunt teșite în Timișoara. Aici ai rotunjită, de fapt. M-am întrebat, de fapt, de ce? Care e sensul acestei construcții? Da, arhitecții stilului secesion s-au legat foarte mult de colțuri. Fie le-au teșit, fie le-au rotunjit. Mm-hmm. În orice caz, le-au pus în valoare și au dat seama că un colț poate fi mai mult decât o linie verticală care face separația dintre două planuri și atunci... E și mai prietenos, nu? Cumva da, dacă este rotunjit, mai... dacă este teșit, se creează mai mult spațiu și poți să-l admiri mai mult. Cele mai multe din casele de la 1900 care sunt pe colț au un colț special, cum este și aici cazul casei arhitectului Gemeindhard, cel mai exuberant după mine din acea perioadă. Însă, din nou, casa lui este una mai cuminte. Este foarte elegantă, foarte plăcută, însă nu iasă în evidență prin elemente spectaculoase. La cum arată casele astea din jur, evident că mari arhitecții ai Timișoarei și-au lăsat amprenta, nu? Asupra lor. Nici nu știu unde să mă uit mai întâi. Să ne uităm la casa așa, cu păuni a lui Romulus Nicolin. Să și văd inițialele proprietarului acolo. Proprietar român, arhitect german, uh-huh. Gemeindhard. Și avem aici niște păuni superbi, avem aici un copac al vieții foarte viguros, care se ramifică de-a lungul întregii case, și avem bufnițe.
linii curbe, unduiri, exuberanță, toate acestea se regăsesc de multe ori și pe porțile caselor, gândite tot de mintea arhitectului pentru a fi o continuare firească a clădirii. Așa e și poarta în fața căreia ne aflăm și pe care orice trecător o cunoaște și o admiră necontenit. Facem și noi același lucru, dar mai păstrăm o doză de admirație, va fi necesară, și pentru ultimul obiectiv al traseului nostru. Bun, piața Bălcescu, așa se numește acum, probabil că de-a fostă lungul piața timpului... La Hovari. La Hovari, cred că așa o știe lumea mai în vârstă, mai în vârstă din Timișoara. Da. Și are cu siguranță și locul ăsta o poveste anume, că de-aia n-am oprit aici. Da, cele două cartiere se unesc la un moment dat, pe sfârșitul secolului XIX, Maierele vechi germane și Maierele vechi române. La 1896 este adoptat titlul Elisabetin, în cinstea soției împăratului Franz Iosef, Elisabeta. Sau Sisi. Sau Sisi, da. Și aici era primăria cartierului, primăria de cartier și vechea școală a cartierului. La 1912 începe construcția Bisericii Catolice. Așa cum am spus, biserica din cartier, comunitatea catolică din cartier nu avea o biserică. Exista capela Sfânta Rozalia, iar credincioșii mergeau mai ales la biserica din Iosefin, care exista de la jumătatea secolului XVIII. Așa că la 1912 începe construcția acestei biserici. Se construiește mare parte până în 1915, însă nu se finalizează din cauza războiului care începe. Biserica este inaugurată în 1919, deci anul ăsta sărbătorește centenarul. Este biserică catolică, hramul este Preasfânta Inima a lui Iisus și de la început a fost o condiție ca de această biserică să aibă grijă călugării salvatorieni, care încă activează în această biserică și care au un rol important deoarece se ocupă de oamenii străzii și le oferă zilnic o masă caldă. Biserica, stilul bisericii este neogotic, vitralile din interior sunt foarte frumoase și altarele, iar orga este făcută de un locuitor al acestui cartier, și anume de Leopold Wegenstein, cel mai cunoscut constructor de orgi din Banat. Ludovic, mulțumesc tare mult pentru călătoria de astăzi, o călătorie de-a dreptul inițiatică pe alocuri. Mulțumesc mult, sper să mai călătorim și altă dată împreună noi doi, iar cu voi de foarte multe ori, de alte multe ori pe drumuri aproape.